CSMINA Baia Mare a primit vizita echipei Constantin Brâncuș Târgu Jiu în penultima etapă a diviziei A la handbal masculin. După cum era de așteptat, formația băimăreană a înregistrat o nouă victorie fără probleme, reușind să se impună cu 41-28. Pentru Minaur acesta a fost ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon, iar la finalul întâlnirii au sărbătorit alături de suporteri revenirea pe prima scenă a handbalului românesc. Sărbătoarea a continuat la sala polivalentă la Scărpană, unde clubul băimărean a aniversat 43 de ani de la înființarea echipei Minaur, prima formație din handbalul românesc. Cu această ocazie a avut loc premierea foștilor jucători din echipa de aur a Minaurului, precum și un concert susținut de trupa Compact. În acest sezon, Clubul Sportiv Minaur și-a asigurat locul întâi în campionatul Diviziei A și promovarea în Liga Națională. Băimărenii mai au de disputat un singur meci în Divizia A, în deplasare la echipa Centrului Național Olimpic de Tineret din Brașov.